Unul dintre proiectele importante de pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a consilierilor județeni este aprobarea încheierii protocolului de asociere între Consiliul Județean, Municipiul Iași, Asociația Metropolitană de Transport Public Iași, Comuna Lețcani, Comuna Holboca, Comuna Miroslava, Comuna Ciurea, Comuna Tomești și CFR SA în vederea realizării trenului metropolitan Iași. Scopul încheierii protocolului de asociere este acela al realizării în comuna unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate modernizării și dezvoltării sistemului de transport public local. Inițiatorii motivează necesitatea deplasării în condiții de siguranță și de confort a persoanelor, susținerea dezvoltării economice a localităților implicate prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne, dar și protecția categoriilor sociale defavorizate prin compensarea costului transportului de la bugetul local.